E foarte bine să fii șeful în bucătăria ta. A început el să fiarbă câte un pic, acum încă fierbe. Nu uitați să dați like, share și subscribe canalului de YouTube Famous Production. Fire, fire! Ce facem după ce topim untul? Ce să facem? Vom... O rețetă foarte bună pentru ziua îndrăgostiților. Salutare faimoșilor, bine v-am găsit în bucătăria mea. Voi sunteți motivul pentru care noi ne aflăm acum aici. Vă vom găti exact ceea ce ați votat. Paste gratinate cu sos de brânză. L-am îndreptat acum pe șef Mario Moretti. Da, bine v-am găsit. Nici chiar așa să ne exagerăm cu șef Mario Moretti. Sunt super boss. Pentru că avem mult de lucru și avem multe ingrediente, vom repartiza munca după cum urmează. Curățatul storoiului îi revine lui de talent. Iată. Pe Rina, regina, balerina, va plânge pentru voi, curățând ceapă și mărunțind verdețurile. Eu și cu Mario ne vom ocupa de ce este mai greu, de sosul bechamel. Nu e gata făcut, după cum îi spun gurile rele. E incredibil cu câtă finețe. Uitați-vă, nici o sabie ninja nu tăia. O este așa de bine. Stați un pic, stați. Erau perfecte, să mă credeți pe cuvânt. Am luat jumătate din cantitatea de unt pe care îl vom folosi la bechamel. Scoate apa din borganul acesta cum o strine, dacă nu au sâmburie perfect, dacă au... Nu mai e. În continuare urmează pestacol, cum ne place nouă, să vorbim între șefi. Am adăugat ce am avut prin casă, pătrunjel, cumărar, ceapă și usturoi, care se vor prăji cu dragoste, la foc mediu, cu ulei de măsline. Se adaugă, cum spuneam, roșiile uscate, deja ne plouă în gură, e furtună la mine, nu mai pot să vorbesc. Gata, mi-am revenit. Dacă ar putea intra acest miros prin ecrane... Și dacă ar putea acest miros să intre acum prin ecrane, cred că va stopi. Chiar și la final se adaugă cimbrișorul. Am adăugat laptele peste unt pentru a face sosul bechamel. Am adăugat sosul 4 formagii. Acum adaug pastele. Da, e clar că ne pricepem la bucătărie. Dacă mai vreți să vă gătim și aveți ceva foarte, foarte special cum am făcut astăzi, să ne dați în comentarii niște hinturi. Sugestiile voastre vor fi foarte importante pentru noi. Iată că am ajuns și la etapa finală. Între timp vom face ceva ca să ne dregem după ce mâncăm pastele, dacă sunt prea grele, niște clătite. Am ajuns la final. Dacă vrei să vezi ce ți-am pregătit, aruncă un ochi. Vino pe aici, așa. Aruncă-ți un ochi sau doi. Intenția noastră nu a fost să vă facem să salivați singuri pe canapea acasă, ci să vă dăm o rețetă de paste pe care o puteți face foarte ușor. Nu uitați să dați like, share și subscribe canalului de YouTube Famous Production. Și intrați pe contul de Instagram, de asemenea Famous Production, ca să vedeți ultimele noutăți din toate nebunile care se întâmplă la Famous Production.